China revine din nou la restricții pentru a stopa revenirea pandemiei COVID-19. De marți, aproape 5 milioane de rezidenți trebuie să rămână acasă la Langfang, lângă Beijing, cel puțin o săptămână. Autoritățile sanitare încearcă să controleze grupurile care apar atunci când țara nu a înregistrat decese legate de boală din luna mai anului trecut. O echipă a OMS este așteptată joi în Wuhan, acasă, acolo unde au fost înregistrate primele cazuri cu un an în urmă, înainte ca infecția să se răspândească în restul planetei. 7 milioane de locuitori sunt deja închiși în Xintai și un 11 milioane în Xinjiang, în provincia Hebei, considerate epicentrul recentului focar de COVID-19, unde au fost identificate peste 500 de cazuri noi în ultimele săptămâni. China a raportat 185 de cazuri noi în ultima zi, ducând numărul total al celor infectați la aproape 88.000 de cazuri, în timp ce numărul deceselor a rămas intact în luna mai anului trecut, 4.634 de persoane decedate.